Da, astăzi un puști, Nițu, a intrat în istoria fotbalului românesc. E primul jucător născut după 2001, după 1 ianuarie 2001, care marchează în Liga 1. Iată unde s-a ajuns cu marcatorii oameni născuți în 2001. Haideți să-l ascultăm pe Nițu. Bună seara, Luis! Felicitări! Ai marcat la al doilea tău meci în Liga 1. Nu știu, ce sentiment te încearcă după această partidă în care ai reușit să marchezi? Bună seara, în primul rând. Mă simt foarte bine, sunt bucuros că am marcat, dar mai ales că echipa a câștigat și am obținut cele 3 puncte. Ce s-a întâmplat? De ce ai fost scos? Am văzut că i-a arătat domnului Pițurcă că ai avut o problemă la picior. E o problemă serioasă sau? Nu, nu, este doar o lovitură, doar atât, nu este nimic grav. Ai doar 18 ani, ai debutat în Liga 1 împotriva FCSB-ului, nu știu, te așteptai la o asemenea ascensiune? Nu știu, da, a fost un moment, mai ales că am marcat azi, m-am simțit foarte bine și sper ca pe viitor să fac cât mai multe meciuri bune. Ai fost un pic dezamăgit după meciul cu FCSB, ai jucat titular, dar ai jucat foarte puțin, ai fost schimbat prin minutul 18, nu știu, ce ți-a spus domnul Pițurcă după acea partidă când ai jucat foarte puțin? În primul rând m-am motivat, mi-a spus că am avut o atitudine bună și pe viitor o să joc mai mult. Simți că ai câștigat încrederea antrenorului după prestația de astăzi și că vei fi în continuare titularizat? Da, eu așa cred. Ați urcat pe locul al doilea, Craiova este o candidată serioasă la titlu, simți treaba asta? Da, da. Da. Mersi mult! Da. Sincer, sigur, pueril așa puțin, emoționat, da. Dar un puști de mare talent. Și e găselnița lui Pițurcă. El nu mai jucase până să vină Pițurcă. Remarcase la nivelul ăsta și iată, Pițurcă a venit, l-a băgat titular din primul meci cu FCSB, sigur, l-a scos. Repede, acolo l-a băgat ca să fenteze regula. Șansa lui Nițu astăzi și aici de gol. A venit această ocazie. Nu mai poate schimba Pițurcă.